Salut, sunt Robert și astăzi o să facem mult așteptata prăjitură cu cocos. O să vedeți că e o prăjitură care are mai multe elemente, deci e puțin mai complexă, dar fiecare element în parte e relativ ușor de realizat, așa că dacă o luăm pas cu pas și suntem atenți, sunt sigur că o să iasă o treabă bună. Dăm drumul la treabă! Într-un ibric mai mic am pus 70 de grame de smântână de cocos. Eu folosesc așa, coconut cream. Dacă nu găsiți, puteți folosi și lapte de cocos sau apă de cocos. Cu cât mergeți mai în jos, adică mai puțină concentrație de cocos, cu atât gustul de cocos va fi mai slab. De asta eu am ales smântâna. Deci 70 de grame de smântână de cocos, 40 de grame de zahăr, puțină vanilie și 50 de grame de molin. Molin este un sirop care mi-a fost recomandat chiar de voi pe grupul meu de Facebook. Și are un gust foarte, foarte puternic de cocos în cazul ăsta, dar am observat că sunt și alte gusturi. Și le-am încălzit puțin. Peste ele o să pun 5 grame de gelatină pe care le-am hidratat în 25 de grame de apă rece. Și după aia le-am topit pe baie de apă. Și o să amestec bine să se omogenizeze gelatina asta. Să se topească, după care într-un pahar din ăsta am 150 de grame de mascarpone rece și o să torn amestecul meu peste mascarponele rece. Eu am un blend, un mixer din ăsta vertical, pe care o să-l folosesc ca să omogenizez. Dacă nu aveți, nu e nicio problemă, folosiți un tel sau o spatulă de silicon sau ce aveți. Am testat rețeta asta și fără siropul ăsta molin și gustul de cocos nu e atât de puternic, chiar dacă am folosit piure de cocos sau smântână de cocos, n-am obținut un gust atât de puternic pe cât îmi doream. Peste amestecul ăsta de mascarpone și ce am mai pus pe aici, 240 de ml sau 240 de grame de frișcă lichidă, smântână pentru frișcă lichidă rece de la frigider. Iarăși adaug și blenduiesc sau dacă nu am blender, cu telul sau cu spatula. Am nevoie ca compoziția asta să se răcească și să se stabilizeze foarte bine și de asta, ăsta e primul element pe care îl fac din prăjitura asta. Pun folie alimentară și o să pun la frigider un minim de 4-6 ore cel puțin. Pentru blat am ales un blat cu cocos în el, un blat umed, blat pe care l-am mai făcut în trecut pe canal și pentru care aveți rețeta în partea dreaptă sus, mult mai detaliată. Acum o să trec super rapid prin ea. Am pus într-un bol 70 de grame de albuș pe care o să-l spumez simplu. Am început cu albușul pentru că după ce mixez untul și restul ingredientelor nu o să mai pot mixa cu palele alea albușul până nu le spăl și așa e pur și simplu mai eficient. Ok. Într-un alt bol, 60 de grame de unt, 105 grame de zahăr și cam 7 grame de coajă de lămâie rasă sau coaja de la o lămâie. Le mixez până se spumează untul și crește în volum. Evident, având unt pe care îl mixăm ca să se spumeze, untul este la temperatura camerei. Nu vă străduiți foarte tare pentru că cantitatea de unt fiind mică și zahărul fiind mult, se va spuma destul de greu, așa că într-un ibric am încălzit 90 de grame de lapte și voi adăuga puțin din laptele ăsta peste unt și o să mixez din nou. Asta m-a ajutat să spumez untul mai ușor. Acum, în al treilea bol,
am 105 grame de făină, 15 grame de nucă de cocos, 4 grame de praf de copt și un pic de sare și o să adaug ingredientele uscate și restul de lapte pe rând în unt, mixând pe viteză mică doar până la integrarea fiecărei părți. Iar la final o să integrez spuma de albuș în 2-3 etape. Pun blatul într-o tavă de 20x20 de centimetri și o să-l coc la 150 de grade fără ventilație, deci la o temperatură destul de scăzută, până când e ușor rumen deasupra și dacă introduc o scobitoare în interior, scobitoarea iese curată. Cât timp blatul e la cuptor, o să ne ocupăm de cărdul de mango și fructul pasiunii și asta e de fapt, se face ca o cremă englezească, doar că în loc de lapte o să folosim piure de mango și de fructul pasiunii. Am aici un ou și două gălbenușuri, gălbenușurile rămase de la blat, peste care am pus 40 de grame de zahăr și o să le amestec. Iar într-un ibric am pus 85 de grame de piure de fructul pasiunii și 35 de grame de piure de mango. Le-am încălzit, le-am înfierbântat și o să temperez ouăle cu el, cu ele. Acum pur și simplu le pun pe baie de abur ca, cum am spus, ca o cremă englezească și amestec în continuu până se îngroașă. Eu, voi mai ales dacă faceți pentru vânzare și dați clienților, trebuie să ridicați până la 83 de grade ca să fie totul safe. Când s-a îngroșat suficient sau dacă folosiți termometru, ceea ce vă recomand, când a ajuns la 83 de grade Celsius, o să adaug 52 de grame de unt la temperatura camerei și amestec până se topește și se omogenizează. După care, ca să stabilizez și mai bine cărdul, adaug o jumătate de foaie de gelatină hidratată în apă rece. Asta este textura cărdului, curge destul de gros și acoperă foarte bine spatula. Bineînțeles, după ce se răcește și untul se întărește și bineînțeles acționează și gelatina, el se va întări și mai mult și va fi destul de stabil în prăjitura. Pentru a adăuga un plus de textură acestui strat, eu o să adaug și 50 de grame de coajă confiată de lime. Dacă nu găsiți sau nu aveți coajă confiată de lime, puteți adăuga coajă confiată de lămâie sau de portocală sau puteți să nu adăugați și mie îmi place că coaja mai absorbe puțin din umiditatea cărdului și are o textură așa ușor gumoasă, prăjitura e destul de fină și de uniformă, ca să zicem, ca textură și atunci au un pic de diferență de textură, mie mi se pare că adaugă valoare. O să începem asamblarea prăjiturii și pentru asta am tăiat un capac foarte, foarte subțire din blat și l-am pus într-o ramă de 20x20 de centimetri, ramă în care înainte am pus folie de acetofan, o folie destul de înaltă pentru că o să vedeți iese o prăjitură destul de înaltă. Și primul strat este cărdul de mango și fructul pasiunii care s-a stabilizat frumos la frigider și acum o să-l pun pur și simplu tot aici și îl întind într-un strat uniform. Pentru că îmi place să recompensez cumva pe cei care
au răbdare să se uite la întreg video-ul. Vreau să vă dau un truc sau pentru a face blatul, dacă doriți un blat cu un gust și mai puternic de cocos, la blat, în loc de o parte din lapte, puteți folosi la fel siropul acela molin. Deci, în loc de 90 de ml de lapte sau 90 de grame de lapte, puteți pune, de exemplu, 50 de grame de lapte și 50 de grame de sirop molin. Și astfel, blatul va avea un gust foarte puternic de cocos. Așa, fără, nu prea are. Are un gust, aici aproape deloc de cocos. E foarte puțin cocos în blat. Mai mult de... Am întins cărdul, punem la frigider să se stabilizeze până pregătim a doua cremă. Al doilea strat al prăjiturii noastre va fi un mus de mango și pentru asta am pus într-un ibric 150 de grame de piure de mango și 25 de grame de zahăr pe care le-am încălzit puțin să se topească zahărul și într-un bol mic 5 grame de gelatină hidratate cu 25 de grame de apă rece. Cam un sfert de oră, să zicem, le-am ținut la rece să se hidrateze bine gelatina. După care am topit gelatina pe baie de aburi și o să adaug peste piureul de mango. Și amestec bine să se omogenizeze. Separat, într-un bol un pic mai mare, am 50 de grame de mascarpone pe care o să le înmoi un pic cu un tel. Și torn piureul de mango ușor peste, omogenizând, deci nu torn tot deodată, ca să nu îmi rămână bucățele de mascarpone prin mus. Iar la final 150 de grame de frișcă sau smântână pentru frișcă, sfumată nici foarte tare, nici foarte moale și o să o adaug în două etape. Adăugăm musul peste stratul de cărd și nivelăm frumos. Marginile prăjiturii oricum vor fi tăiate ca să arate frumos, dar încercați să faceți straturile cât mai drepte, astfel încât atunci când porționăm prăjitura să se vadă cât mai frumos în interior. O să punem iarăși la rece până se stabilizează puțin musul și o să revenim cu ultimul strat. Iar pentru ultimul strat avem frișca cu cocos cu care am început video-ul, am făcut un cerc complet. O pun într-un mixer planetar pentru că am și mie mai ușor, dar dacă nu puteți la fel de bine face și cu un mixer de mână și o să o spumăm câteva minute să se aereze puțin, după care o să o punem pe prăjitură. Spuma asta de cocos pare părea puțin moale la început, deci nu o să se spumeze exact așa de tare ca o frișcă, dar țineți minte că am stabilizat-o cu gelatină, deci va fi ok, așa e normal să fie. Are consistența, să zicem, aproape ca o lamelacă are consistența și mai puțin ca o frișcă clasică, să zicem. Am pus deasupra și acum iarăși nivelez cu o spatulă. După ce am nivelat spuma de cocos, o să presar deasupra fulgi de cocos. Trebuie lăsată la frigider să se stabilizeze bine cremele și să se combine gusturile, cam 6-8 ore,
După care o puteți tăia, eu o tai în bucăți de 5 pe 5 cm și ies cam de 100 de grame bucățile. Mi se pare o prăjitură foarte bună pentru vitrina unei cofetării. Dar deja am o idee cum aș putea să transform prăjitura asta într-un tort. Și lăsați-mi în comentarii dacă ați vrea să vedeți un video de genul ăsta. Pentru astăzi, asta a fost rețeta. Mulțumesc mult că v-ați uitat. Ne vedem ca de obicei la următoare. Pa, pa!